Dacă o să fie citat în vreun dosar. Salut, ți-am văzut. Ăsta, crezi că nu... Băiatul ăsta, te rog frumos, că nu mi-ai mai răspuns la mesaj. Te rog frumos, răspundem la mesaj pe Instagram și spunem dacă vrei să intri în seara asta, să povestești și tu. Uite, asta este de la League of Legends, frate. De la League of Legends, frate. Deci, eu cu mesajele astea două m-am trezit dimineața, coaie. Nu i-am căutat eu pe oamenii ăștia, erau la mesaje requested. Că am zis că o seară înainte, că mă faceți pe mine ipocriți în toate cele și vreau eu să distrug și vă retrageți de pe scenă. Păi stai să vadă lumea, frate, ce făceați în scena asta din România. Înțeleg, nu zic că nu pot să fie câțiva, că a punctat bine Imogen Sharpie, spionul meu. A punctat bine Imogen. Pot să fie oameni care au lucrat în trecut pentru Nexus și au fost nemulțumiți. Uite, ăsta e cazul băiatului ăsta cu firma lui. Sau cine știe, poate ăsta vrea să se promoveze, cine știe, abar n-am. Mesajul ăsta l-am primit, ăsta e un scoop, eu o să-l urmez. Dacă vrea să declare, o să fie citat ca martor când o să fie cazul. Bun, salut, ți-am văzut, nu trebuie să vă speriați, frate, nu trebuie să vă speriați. Dacă aveți conștiința curată, Doamne, ce am găsit cu aia, niște conversații cu Ang și Ruthless? Nox, trimitem pe WhatsApp. Trimitem pe WhatsApp, Nox. Bun, deci, salutare, ți-am văzut live-ul, cam tot ceea ce spui ai dreptate și noi am pățit-o cu organizarea unui turneu de League of Legends, făcându-se blat să câștige tot echipa lor Nexus. Eu am zis cu aia treaba asta, eu, băi, Ang, vezi că eu nu sunt ca tine, să-mi fac cont de Instagram Asimov cutare. Nu știu dacă e verificată informația asta, eu decât mesajul ăsta l-am primit, atât. Nu știu, ți-am zis, mie mi se pare că își face, vrea să-și facă promovare băiatul ăsta. Dar cine știe? Abia e material pentru următorul distrac? Bun. Pentru echipa lor, și stai că nu terminasem cu ăștia, coaie. Că mi-a mai scris astăzi băiatul ăsta. Dar nu știu dacă o să arăt acum. Băiatul ăla de mai devreme, Cristian Pop, mi-a scris și prize pool-ul. Și mi-a scris tot. Nu mai sunăm pe nimeni în seara asta, nu mai are voie nimeni să mai vorbească cu mine din Nexus. E fake, s-ar putea să fie fake cu aia, poate vrea să se promoveze băiatul ăsta. Dar știi cum e, dacă nu o să intre cu dovezi, nu luăm în seamă. Și o să-și primească și el înjurăturile și hate-ul, fiindcă a încercat să-și... Eu nu știu ce să zic. În fine. Mi-a povestit cum merg... Deci, am dat mâna cu Ang. Și mi-a povestit cum merg lucrurile. Iar când am văzut, am plătit post-producția și ne-am retras. Take My Fury este mână-mână cu ei. Post-producția plătită 1400 de lei nu ne-a fost returnată, iar premiul de 1000 de euro nici atât. Era în perioada în care încă era în carantină la Nexus și acolo cu încă un băiat. Turneul s-a numit TMF1. Bă, nu știu. Mie mi se pare destul de detaliată treaba. Știu că are o poză pe profil cu Nexus de acum 54 de săptămâni. Mafia, bă, nu mai înjurați pe nimeni, poți să-l înjur, tatăl ăsta a făcut fix opusul, am dovezile că a plecat cu premiu și am băgat eu banii din premiul meu. Vezi că nici nu ți-ai primit directivele, Take My Fury. Intri și zici adevărul despre el cu aia, eu nu știu, mesajul ăsta l-am primit, eu nu acuz pe nimeni. Dacă intră ăsta și povestește, poți să intri și tu să zici adevărul, Take My Fury. Dar mare grijă, să-ți iei aprobarea de la Marele Ang, mare grijă. Ascultă directivele, că nu vreau să vă dea pe afară din organizație din cauza mea. Ascultați-vă directivele. Ubi cu... Mersi frumos de membru, Nefa. Din câte știu, acest băiat are o firmă de hosting cu același nume. Am avut ocazia să vorbesc cu el și mi-a zis că e încântat că face concurs împreună cu Nexus. Cred că a fost dezamăgit. Andrei CBR cu 2 euro, Nexus Mafia. Homă, frizerule! Frizerule, mâncați și pula ta. Umblă vorba că cer 2 milioane jumate, 3 milioane la atunci, mâncați și gura ta, mi-au... Păi 3 milioane nu costă mașina, ești nebun să mă duc să iau bilet de autobuz să ajung până la tine. Tăpop, ce bere. Ai cu 420, abia ai material pentru următorul disclac. Mersi frumos de membru, Clutch or Click, frizerul, modelul favorit al lui Pană, nu știu de ce e modelul favorit, i-am văzut de foarte multe ori... Nu știu, l-am văzut de foarte multe ori pe Clutch or Click în pozele făcute de Pană pe Instagram-ul lui. Fan stresul. Îți Elena, să te speri să stai unghiile și vrei turnee de ca în România? Să-mi fie lene să mă spăl și să-mi tai unghiile? Pentru ce dracu să mă spăl și să-mi tai unghiile? Ești nemul, mi se văd unghiile sau mi se vede jegul pe live? Mi se fare, mi se vede caracterul jegos de
curvă care dă conversațiile mai departe. Atât mi se vede pe live. Aici, pe nu înțeleg când am zis vreodată în tweet-urile mele de retransmisiune sau GoTV, puteți să-mi arătați? Iar mergem pe cred. Ne băteam cu pumnul pe că nu ne putem uita la All Stars. Ia ziceți, frate, v-am arătat filmare ieri. V-am arătat filmare ieri când Nexus Ang, Marele Ang, mă încuraja să arăt pe YouTube stream de Twitch. Stream de Twitch de trebuie să obțin 3 aprobări pe el și nu s-a putut. Și după aia el mă... Deci a zis vreodată el de retransmisiune sau GoTV? A zis el cu aia cum el? A zis el vreodată așa ceva? Cu aia a zis el vreodată așa ceva? Deci asta pe 27? Când a fost 27? Ieri. Când el trola. Dacă îl întrebe acum, el face troll. Asta e contul lui de troll. E contul lui de troll ăsta, frate. Bă, dați subscribe. Deci uite, mi-a dat bully constant că nu s-a putut uita la meci. Eu asta am zis, mă, că n-am putut eu să mă uit la meci cu aia. Eu asta m-am plâns cu aia, că n-am putut eu să mă uit la meci. Ce contează dacă mă uit sau nu mă uit eu la meci cu aia? Trebuie să se uite comunitatea, frate. Nexus Mafia. Contul lui de troll, băieți. Contul lui de troll. Bă, nu mai trimite Nexus privat, că îți dau bloc, dă-te în gâtul, mătii, de prost, infect ce ești. Bun. Deci, mai departe, să continuăm. Deci, după ce am văzut aceste două mesaje, a plecat următorul tweet. După ce am văzut aceste două mesaje, a plecat tweet-ul, de vi l-am arătat, da? La ora 9 dimineața, cu aia, uite-te cu ce mă trezesc eu cu durere de cap. Deci nu pot să dorm noaptea de la cât circ fac și de la ce presiuni se fac pe mine. Aseară, după ce am terminat live-ul, am sunat-o pe Alex, am încercat să vorbesc cu ea. Și când am făcut o glumă, mi-a închis că ea, în continuu tot îmi zicea, zici că era spălată pe creier, îmi zicea, a, m-a amenințat Alexa că se duce la poliție. Bă, nu mai înjurați handicapaților, nu mai înjurați. Că mi-a zis că se duce la poliție să ne investigheze pe toți. Adică de aseară primise directiva Alexa că astăzi o să o dăm în gardă. I-am zis, du-te fata mea la poliție, sper să ne ia pe toți. Să ia pe nenorociții aia de te-au înjurat și te-au amenințat. Că oamenii sunt niște distruși și nebuni la cap. Sunt niște distruși, niște terminați. Crezi că pe mine nu mă înjură, nu mă astea toți? Nu mă amenință toată lumea? Uite, mă amenință direct ăștia. De la Nexus mă amenință, ești nebun. Adică oameni cunoscuți. Tu, nu știu, să vii la mine când te ameninț eu sau vorbesc eu ceva de tine. Bun, oricum a scăpat lejer Alexa. Că nu m-am uitat. Dacă vă arăt, nu mai vorbesc de ea, gata, tăcesc, nu mai, bă, uitați că am zis de Alexa. Nu mai vorbesc de ea, că după aia iar se supără. Dar e ideea că eu am încercat să port o conversație aseară și mi-a închis telefonul la un moment dat, că și-a dat seama că sunt fără speranță, eu vreau numai să fac circ. Da, frate, vreau numai să fac circ, ești nebun. Bun, ca să vedeți cât circ vreau să fac, după ce am aflat aceste două mesaje pe Instagram, pe privat, uitați-vă ce am postat, la ora 9 dimineața, mâncați-și gura ta. La ora 9 dimineața. E fix ce v-am zis și vouă, 14 ore, faceți scăderea, e ora 12 acum, minus 14 ore, ora 8 dimineața, coaie, 9 dimineața, 8 dimineața, cât dracu e ceasul. Nu mai pot să dorm, m-am trezit cu durere de cap și nu e deloc bine pentru că sunt nevoit să-l folosesc. Mai lăsați voodoo-alea, m-am referit că m-am trezit cu durere de cap, presiunile de influencer, m-am referit la postul lui Coto și postul lui Ang, că se retrag ei din scena națională. M-am referit că Cheta aseară mi-a zis să nu mai fac așa cum trebuie să cum fac, pentru că dăunesc și omor scena națională. Și m-am referit la, nu știu, au repetat mulți cu aia, mulți au repetat că ei se retrag toți de pe scena națională. Bun. Și vă duceți International Only. International Only care demonstrează fix ce am zis eu, mama iar m-a luat stomacul. Demonstrează fix ce am zis eu, că fac totul pentru bani. Fac totul pentru bani și să facă ei pula mare și pe ei nu interesează. Competițiile cu adevărat, să crească nivelul performanței în orice joc. Păi interesează să facă o producție bună, să cardească sponsorii aia, să ia banii aia, toată lumea să-și ia banii. De asta zice că, zic că renunță, n-are nimic, frate, lasă că o să facem noi, ești nebun. La ce se o să fac eu? Din două în două săptămâni, All Star scap fără nicio producție, fără nimic. Gândește-te că la fel au făcut și cu Succes la Rel. Când s-au calificat și au făcut sondaj special pentru ei ca să se califice. Succes la Rel a fost o strategie bună de marketing. Să se câștige pe hartă nu s-a calificat. Dar a fost o strategie bună de marketing. Cu aia pot fi de acord că n-a dăunat nimeni pe nimeni. Succes n-a luat locul nimănui la... Succes n-a luat locul nimănui la Rel. Pur și simplu au mai beneficiat de încă două sloturi în sus.
a descalificat pe cineva care a câștigat calificarea pe hartă, Suksen? Nu. Suksen, pur și simplu, a fost o strategie de marketing și s-au mai făcut încă două sloturi la rel, că a fost bună. Suksen a fost echipă de show. Cum și noi, vă anunț acum că mi-am făcut patru echipe. Echipă de juniori, echipă de junior academie, condusă de Cool Exit, așa, echipa principală, unde jucători sunt NJ, Lord, Harder, Capitan și Cox, și mai încercăm să-l cardim pe Blitz, dar nu ne înțelegem pe el, deja am ajuns la 2000 de euro, nu știu ce, șobolanul ăla, șobolanul ăla cu mustața lui și cu capul ăla mic, de, să moară fanina mea de nu-i omoară pe toți, a zis Andrei Florin că îi dă 1500 de euro, a zis lor că nu e de acord să-i dea 1500 de euro, că și el vrea 1500 de euro, că e FPL. Zic, bine frate, că hai că avem același CV, ești nemo, o să fie circ cu aia, o să fie circ, dar important e să facem performanță, frate, nu contează, lasă că iar avem probleme de management. A, mi-am găsit manager, deci, mi-am găsit manager, am vorbit două ore cu un manager, primul meu clan leader electric, el o să fie manager, nu știe nici el nimic despre manager, dar știe despre CS, că a jucat și el CS. Bun. Mai departe, m-am apucat să vorbesc cu o echipă de fete. Am ajuns la un acord cu echipa de fete, dar și de la echipa de fete am aflat un scoop. De la echipa de fete, cu vă arăt pe conversație pe WhatsApp, de la echipa de fete am aflat că UDP Rapid, după ce v-ați dus ieri și i-ați înjurat copiii ca ultimii distruși, bă, coaie, voi nu înțelegeți, băgamea și pula morții și în sufletul vostru. Nu mai înjurați coaie pe nimeni, dacă vreți să înjurați pe cineva, înjurați-mă pe mine, coaie. Înjurați-mă pe mine și vă dau eu un client. În două minute o să, când o să vedeți clipul, nu o să trebuiască să vă mai zic eu nimic, frate. Nu o să trebuiască să vă mai zic eu nimic în două minute. Nu mai înjurați coaie pe nimeni, coaie. Bă, ce fac eu? E circ, vă arăt niște inside-uri. Luați-le ca atare. Nu aveți voi ce să faceți. Înjurăturile nu ajută pe nimeni decât strică, compromiteți emoțional niște oameni, frate. Nu mai lăsați exit. În fine, și am zis, bă, continuăm, nu vreau să distrug scena, până suntem anchetați cu toții, să mă sune Ion, să o dăm la pace, dar eram și eu curios, uite, de treaba asta cu aia. Cine s-a apucat ieri să-i zică lui ăla de la ce e? Ați văzut circul, da, de ieri, când am vorbit eu cu el pe stream în engleză, da, de Caterinca. Fără să-l transmit, că am gândit un pic, eram sigur că o să se lege cineva de treaba că... Nu din greșeală. Am dat eu mut ca să n-auziți ce are de zis ăla, să mă auziți decât pe mine cum vorbesc eu engleză, înțelegi? Nu din greșeală am pus eu pe mut, că eram sigur că o să urmărească cineva stream-ul și o să-i zică lui ăla că am făcut eu public business call. Iar începem cu aia, cu business call-uri pe Discord, mâncați-i gurata. De când se fac business call-urile pe Discord? Am eu bifă pe canalul ăsta după userul meu de Discord, că sunt eu stresul computer? Ești nebun la cap, am eu bifă, am eu ceva? Are el bifă, are nici măcar avatar n-are, ești nebun. De unde, până unde business call-uri, nu înțeleg. Bă, voi vă concentrați la ce zic eu aici, că vă, că vorbiți cu wallet-ul lui Andrei Florin, futu-vă morții în gură de handicapați. Ia uitați-vă cu aia la ăștia. Bă, mă urmărește cineva sau ați rămas fascinați de wallet-ul ăsta? Am tot intrat și am ieșit de pe live. Și nu am nici cea mai mică idee. Nu am nici cea mai mică idee dacă s-a comentat ceva despre genul All Stars Media pentru... Bă, s-a comentat All Stars Network, All Stars Media, All Stars Social Network. All Stars Media sunt ăștia de la grafică și de la video. All Stars Streaming Network. Da, dar nu poate să adere toată lumea, înțelegi? Acolo deocamdată o să-i bag pe streamerii care sunt legați de CS, o să-i bag pe streamerii care au crescut odată cu mine sau fac stream din același timp cu mine, streamerii care nu sunt afiliați cu Nexus, cu Digital Crusade, cu restul, acolo o să-i bag pe ăștia, streamerii vechi și streamerii care sunt prietenii mei și cu care am discutat pe ei, cu ei, nu streameri de-mi vine, nu știu cine sunt și vor ei să intre. Ce treabă am eu cu tine, frate, ești nemun? Sau... jucători vechi de CS, de jucau CS16, de abia salutau pe la LAN-uri și vor ei acum, bă frate, ce treaba e cu mine, am vorbit eu vreodată cu tine, ești nemun, te-am căutat eu vreodată, să fii sănătos, ești nemun, n-am nimic cu tine, nu vreau să le dau numere Peri și Kidor. Azi, ne-am jucat noi vreodată în vreo echipă, vreodată la 1-6? Ce prietenii avem, ne dădeam mâna la LAN și la revedere, nu stăteam de vorbă. Am vorbit...
Și oferta mea, care poate fi considerată șantaj, dacă vouă vi se pare că e șantaj, și asta, bifele astea, anguț, puguț, să scoți și bifele astea, să nu mai vadă lumea când citești mesajele, da? Că de asta am arătat pe stream mesajul ăsta acum, că dacă n-aveam confirmările astea și aici să se vadă când erai online, ziceam că poate n-ai citit mesajele. Dar și tăcerea e un răspuns, puiul meu, și tăcerea îmi oferă niște răspunsuri, că am înțeles când am văzut că ți-am scris ție și nu răspunzi și mi-am dat seama că s-a lăsat cu un silențiu stampa. Un, nu, cum dracu ziceam mai devreme, că am uitat și era bună exprimare aici, nebun. Cum am zis, mă, că le-a zis la ăștia de să nu mai vorbească cu mine? Decret, cum pula mea am zis, am uitat. Bă, subscribe! În fine, subscribe, deci, puteți să o considerați șantaj sau nu? Oferta mea de pace. Eu pun pe privat toate clipurile. Pe privat, nu pe unlisted. Pe privat, coaie, clipuri, știi ce înseamnă? 4 clipuri, coaie. Circul cu Conacu a fost top 25 trending. Circul cu târfa de FNK din prima zi a fost, nu știu cât a fost, 18 trending. Circul cu Mafia Nexus, cu Redemption-ul a fost și ăla, nu știu cât a fost, 18 trending. Circul cu Mafia Nexus a fost 8 trending. Coaie, luni de zile am fost mort, ești nebun, 800-600 pe live. Ce crezi, că mie nu-mi place coaie? Credeți că numai pentru asta fac? Nu știu ce să zic, vă recunosc că fac și pentru asta. Ce nu-ți place, voi n-ați face coaie? Voi n-ați face? 3600 de euro donații, 13.000 de like-uri, 8.000 de views-uri. Păi a început lumea să, oameni care n-au interacționat vreodată, nu știam cine sunt, să încerce să dea în mine ca să apară pe stream-urile astea circ de 8.000 de views-uri. Să fiu ipocrit să nu zic, dar eu sincer cred că parcă poate mi-a fi expirat shadow ban-ul ăla, ești nebun la cap, sau flag-ul ăla, sau a început iar carantina și pandemia. O să vedem pe long term, că circul ăsta o să se termine la un moment dat. O să trebuiască să mă apuc chiar să fac calculatoare. Eu nu vreau să fac circ în fiecare zi cu aia. În fine, tocmai de asta. Că mă consumă și mai pe mine. Mai puțin hate, mai mult respect. Mai puțin hate, mai mult respect. Mamă, mai cum a intrat Finu, bă, a murit. Bă, a murit cum a intrat Finu aici, ești nebun la... Deci, oferta mea de pace, hashtag șantaj. Eu pun pe privat toate clipurile de circ din ultimele 5 zile, renunț la Rampage, adică episodul de astăzi nu trebuia să aibă poarte, să aibă loc, și voi încetați directivele și presiunile astea, că vă duceți internațional. Ați văzut tweet-uri, ați văzut story-uri pe Instagram, noi nu mai facem în țara concursuri, mergem numai internațional. Și vă opriți cu manevrele cât timp organizați competiții. Manevrele. Abia am arătat astăzi două declarații. Încă n-au fost verificate, dar o să intru imediat cu băieții pe Discord, cu băieții de la Wild Rift, dacă n-au fost corupți și cumpărați de marele Ang, așa, că coaie, toate manevrele pe care le-am invocat în trecut, Sexe și Saf, de ieri, de acum două zile, că așa, vreți să vă zic cum am aflat că vechiul meu line-up au semnat de pe 27, au semnat cu Cătrâlu DP, adică am avut cu total dreptate. I-am zis lui Sexe, bă, coaie, mă enervează rău de tot ăștia, ieri ziceai că vrei să dăm cu Nexus de pământ, că ți-au greșit, că toate cele. Vino, frate, hai să faci, fă-ți povestea cunoscută și zi ce ți-a făcut Nexus și câte manevre au făcut Nexus, cât ai fost tu la ei. Și să decidă oamenii dacă așa e sau nu e așa. Și când i-am zis treaba asta următoarea zi, mi-a zis, bă, eu nu mai pot să fac circ, că am semnat cu Cătrâlu UDP. Pardon? Pardon? De asta zic. Dar oricine are prețul lui, mâncați-și pula ta. Pe foamea asta, oricine are prețul lui, mâncați-și pula ta. Oricine are prețul lui. S-au donat 3600 de euro astăzi, 1800 de euro ieri. 5000 de euro îi pun în brațele lui Sexe, după ce îmi zice ce are de zis, că știe că eu plătesc. Dacă e atât de compromițător de să-i dăm jos, să-i distrugem cu totul pe Nexus, eu dau cu aia 5000 de euro, să vedem ce mai zice și atunci, mă, ești nemun, ce mai au de zis și atunci cu aia. Și i-a scris, știang, i-a scris, după ce am anunțat pe stream, i-a scris, ce poveste vrei să zici, mă? Și lui Saf la fel, când am anunțat care vor să zică primii poveștile. Și lui Saf la fel i-a scris, ce poveste vrei să zici, mă? Dar pula mea, pe Saf poți să-l contești, că e martor, e panoramă, știe toată lumea că e panoramă. Dar și pe Sexe, care a jucat atâta timp, poți să-l contești, poți să-i contești de-astea morale.
valorile morale, că ați văzut și voi ce a făcut zilele astea, e direct anaconda cu anaconda aia de neagabită, să nu neagabit, o respect. Încă se poate și mai rău. Să fim, și eu cu aia, asta e părerea mea sinceră, că dacă mai continuăm tot așa, până la urmă o să se sesizeze cineva și o să ne ancheteze pe toți, ești nebun, să vedem, bă, dar nebunul ăla, de ce se tot ceartă cu aia, cu aia? Lăsați, asta până să aflu că vrea să o dea în gardă. Până să aflu, dar știți că vă ziceam ieri cu aia pe live? Știți că vă ziceam ieri cu aia pe live? Știți că vă ziceam ieri pe live, frate? Ăștia când nu mai au ce să zică, să vedeți că o să o dea în gardă. Când nu o să mai meargă aia, acum n-am zis nimic ilegal și... Dar eu n-am afirmat niciodată treaba asta, răspunsurile astea vagi când nu o să mai meargă. V-am zis că o să o dea în gardă până la urmă? Bă, dați subscribe! V-am zis cu aia că o să o dea în gardă? V-am zis cu aia, ești nebun, dar astea... Cu aia, asta e... E legea firii, ești nebun la cap. Hai! Mă aduci tot pe creativitate? Am zis sincer, am zis lejer. Bun. Bă, încă n-ai primit, băi, Rootless, directiva de la Marele Ang. Tu o să primești dreptul la replică când o să mă apuc să vorbim despre situația de la Wild Rift, pe care o să ajung acolo imediat. Deocamdată, în 3 ore 35 de circ, n-am trecut de ora 9.24. 9.34, m-am trezit la ora 9. Deci la ora 9.34 am avut subiecte de circ de 3 ore jumate de live. Bun, lăsați totul să moară cu cele două mimuri, stăpin nebun. Vadim nebun, stăpin nebun. Am mă că-mi place asta, dar nu prea viu însușiți cu aia, nu prea viu însușiți, asta nu-mi place. Când lumea juca 1-6 nu se visau toți mari jucători cu curu pe comori și cu contracte pe masă. Acum spiritul competitiv vine după foamea de bani. Corect. Bun. Hai. Să nu mai zic că și jucătorul meu, Lord, când i-a inscris dau 300 de euro salariu, a zis că semnează pe o lună. Că el are valoare mai mare, zic. Dar, mă rog, e tânăr, e mic, o să vedem. Țineți, din partea mea le fac contracte pe 500 de euro, iar la toți. Și le pun clauză antiperformanță, contraperformanță, ești de bun. Adică, nu clauză, penalizare. Dacă nu se câștigă nimic, se ia din bani, dar o să ne certăm mai rău așa. De asta zic, mai bine 300 de euro salariu fix și clauze pentru performanță. Câștigi un qualifier, 50 de euro în plus la salariu. Câștigi un turneu, 100 de euro în plus la salariu. Mi se pare mult mai normal așa, nu? Te califici undeva, 50-100 de euro la salariu, prime. Înțelegi? E puțin 300 de euro? Vezi că am dat 500 de euro puiul meu și au stat ca să ia salariu și să fugă cu ei. Toată lumea cu care am vorbit, cu Anton și cu Ang, au zis, de ce să le dai? Fii atent, care-i treaba? Toți au zis, de ce să le dai? Că ei nu sunt jucători de CS full-time. Și ei mei nu erau. FNK avea facultate, White avea muncă, Sexe era full-time, Rene era full-time și Sound era full-time.